Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pacea este o problemă lăuntrică. Eu zic, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Psalmul 55, versetul 6. David a cântat aceste cuvinte. Dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Ai avut și tu o astfel de stare vreodată? Ne pare rău, dar fiecare o experimentă. Oriunde am merge, avem aceeași stare. Pacea este o problemă lăuntrică. Oceanografii ne spun că cele mai cumplite furtuni de pe ocean sunt rare ori la mai mult de 8 metri adâncime. Furtunile pot sfâșia oceanele, provocând valuri de tsunami înalte de 30 de metri, dar la numai 8 metri de desubt, apa este la fel de liniștită ca într-un lac. Ideea este următoarea. Singurul mod prin care vei găsi pacea în mijlocul furtunilor vieții este printr-o trăire profundă cu Dumnezeu. Creștinii din Coreea au o încurajare care a rezultat din persecuția pe care au îndurat-o datorită credinței lor în Isus. Noi suntem ca niște cuie, spun ei. Cu cât ne loviți mai tare, cu atât mai adânc pătrundem. Cu cât ne persecutați mai mult, cu atât mai multă pace primim. O parte a planului lui Dumnezeu care îngăduie să se dezlănțuie furtunile în viața noastră este să ne aducă într-o dependență și o relație mai profundă cu El. Cineva a spus, Dumnezeu adună cioburile vieții și ne oferă o pace intactă. Am încheiat citatul. Când te concentrezi pe Dumnezeu, care nu întâlnește niciodată o problemă pe care să nu o poată rezolva, în loc să te concentrezi pe problema pe care nu o poți rezolva, atunci vei trăi o pace profundă și vei duce cu tine acea pace oriunde vei merge. Ceilalți o vor vedea și îți vor căuta sfatul când vor trece și ei prin necazuri. Când știi că Dumnezeul din lăuntrul tău domnește mai presus de tine, nu vei ceda în fața lucrurilor care te înconjoară.